Viorel, eu pun așa. Ce crezi că e mai important, o prestație ca și când ar fi într-un concert sau o prestație care să te avantajeze pe tine într-un concurs? Pentru concert? Wow! Eu nu cred că ăsta e genul care te pune în valoare pe tine cel mai bine. Dar a fost foarte mișto, mi-a plăcut energia, poate cea mai bună energie de scenă pe care am văzut-o în seara asta până acum. Mulțumesc! Ok. Viorel Grec. Răspunsul meu pentru tine este da, stai. Mulțumesc. Problema este pe cine ridică. Mă contează unde stai. Poți sta și alături. Da, așa ar fi frumos. Da, nu se poate. Ragazzo con gli occhiali e il capello. Viorel Grecu este Cristian Porcari, ajuns la altă vârstă, dacă vă uitați bine un pic. Viorel Grecu trece în locul Cristian. Stai. Aplaudați-l, pentru că e un puști care ar putea face multe de acum încolo. Vin dintr-un oraș care văd că e o fabrică de talente, adică o școală de talente. Sunteți trei din Chișinău, dar față de colegii tăi ai fost poate cel mai puțin experimentat și vreau să înțelegi lucrul ăsta ca un bărbat în devenire ce ești și să accepți chestia asta, chiar dacă uneori doare. Înțelegi? Ești foarte mișto. Mi-ai plăcut din prima clipă. Băiatul de mezinul trupei, Prâslea, da? 14 ani. Porcari este extrem de fotogenic și de... are pe vinul în coa. Dar mai trebuie să și cântăm mai mult. Crezi că mie nu-mi pare rău? Pare rău. Ai avut emoții mari? Adică, da. Stăteam pe scaun și mă gândeam cum de încă nu am fost culat sau ridicat. Aceea recunosc că am avut o mică slăbiciune și l-am păstrat poate mai mult decât ar fi trebuit să-l păstrez. Dar tot nu-mi venea să cred că emoțiile și-au spus cuvântul asupra lui. Greu de crezut că ar fi avut vreo șansă în fața celorlalți concurenți. O să mai vii? Nu știu. La X Factor la anul? Nu știu. Nu? Așa de moralizat ești? Nu pot să mă gândesc. Cei care pleacă se pot întoarce mai puternici. Eu, în locul lui Porcari, eu revin la anul. A ajuns foarte departe aici, pentru un puști așa mic, crede-mi, e mult. E foarte... Te aștept. One more? One more person? One more. Oh. Yeah. So nice. We're nearly there, yeah?